Românul este pasionat de fotbal. Cred că nici nu facem prea mult în a-i aduce la stadion. Eu mă aduc aminte când am preluat Dinamo, Dinamo deja pe locul 7, și când am preluat Dinamo, eram și antrenor la echipa națională în același timp, și Dinamo, nu vreau ca să se producă prea mare diferență între o echipă și alta, pentru că echipa națională suferea. Adică m-am preocupat tot timpul ca să mențin un echilibru competitiv între marile echipe. Mă duceam la Craiova tot timpul când eram la... La Steaua la fel. Tot timpul eram cu ei. Dinamo mai puțin, dar aveam legătură cu mai ales cu șefii în discuția asta. Deci era foarte important să avem mai multe echipe care se bată pentru titlu. Când vă uitați acum la Dinamo, ce spuneți? Ce să spun? A intrat pe mâna unor oameni, nu acum, vorbesc la început, atunci, în anii 92-93, că Dinamo a avut un potențial senzațional. Uh-huh. Adică și jucători foarte buni, și victorii importante, și un public senzațional. Asta spun eu. Și când eu am venit la Dinamo, când am venit, primul lucru care am făcut a fost să mă ocup de suporteri. Am făcut o întâlnire în sala mare acolo și am chemat suportele, mi-a explicat tot ce vreau să fac, cum vreau, le-am cerut ajutorul la toată lumea, m-am zbătut, aveam legături foarte bune cu Centrul de Medicină Sportivă, analizam jucătorii tineri în toate punctele, era Nichi Petrescu extraordinar de bun în capacitate. Deci, e importantă și relația cu publicul, da? Foarte important, duceam cu jucătorii în școli, aveam întâlnit cu ei, invitam școlile la asta și ușor, ușor Dinamo a devenit o echipă care avea un public senzațional. E adevărat că ăștia, totdeauna copiii țin cu echipa învingătoare. Dar trebuie să-i atragi pe copii când reușești niște performanți. Și că să-ți iei alături. Că asta nu se uită. Nu credeți că lipsește un pic patriotismul din fotbalul românesc, din sportul românesc? Nu, lipsește posibilitatea de a le dă. De a le permite să fie patrioți. Păi joacă foarte mulți străini, foarte mulți străini și în fotbalul nostru, care n-au cum să fie... Sigur, dintre ei au reușit, cum a fost Moraes, care acum joacă în echipa Ucrainei. Uh-huh. Adică a trecut pe la Sofia, pe urmă în Ucraina. Da, noastră când erați, iubeați România nu numai în manifestarea pe teren, în tot ceea ce făceați. În tot ceea ce făceam, da. Păi asta e, cam asta era diferența, sau cam asta e diferența între ce erați. Păi eu cred că nu e vina doar, e vina noastră. Antrenorului, conducătorilor. Nu, e vina educației societății care o dăm copiilor noștri. Păi du-te în Turcia și vezi cum sunt copiii crescuți de la vârsta de 3 ani, cu ce naționalism feroce sunt impregnați. Chiar așa, vorbesc de copii. Nu mai vorbesc la nivelul ăsta. Steagurile peste tot, tribunele sunt pline numai de steagurile astea, imnul care se cântă de înainte, fiecare meci, la fiecare... Dar vizionam la copii, ne-am dus, echipa națională a ajuns la... mi se pare la Eskişehir. Am coborât în avion și au dus copiii să ne împămă. Nu știu cum... Erau copii așa, 6-6, și Turcia veneau la noi, bă, cu agresivitate. Incredibil, da. Adică, credeau în asta. Copiii noștri mai cred în așa ceva? Sunt ei crescuți și educați în spiritul ăsta? Să aibă un patriotism de genul ăsta? Că, pe urmă, se atenuează pe parcurs. Dar copiii, cei care simt cel mai tare apartenența la țară, sunt copiii. Ei sunt mai tari decât oricine. Urmă, ceilalți încep să... mai facem noi ca lucrurile acestea să continue, să persiste sau să... Nu, cred că nu... Am văzut, sunt educatori, totul depinde de educatori. Sunt educatori care au acest spirit și care reușesc să transmită jucătorilor această stare. Pardon, copiilor această stare. Dar sunt alții care sunt indiferenți. Indiferența este, cum să zic eu, caracteristica omului cel mai tare. Și omoară cel mai tare.